Biblioteca Județeană Ovidiu Sușanu Hunedoara Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, a dedicat și în acest an Zilei Naționale a României o activitate specială, o manifestare cultural-educativă alături de elevi. Publicului din sală i s-a prezentat o expunere a evenimentelor care au avut loc la data de 1 decembrie 1918, moment de importanță capitală în istoria națională. Această evocare a zilei de 1 decembrie 1918, cu toate evenimentele care au premers, am organizat-o cu emoție și bucurie, cu sentimente de prețuire și respect pentru toți cei care au făurit România reîntregită, o Românie care și-a adunat fiii și fiicele într-o țară mândră, într-o țară pe care toți ar trebui să o respectăm. Am considerat necesar ca la această activitate să invităm cât mai mulți tineri, care și cu ajutorul nostru, cu ajutorul acestei prezentări, să învețe ce înseamnă dragostea de patrie, să învețe ce înseamnă sentimentul apartenenței la un popor care în ziua de 1 decembrie 1918 a scris o pagină de neuitat în istoria și în cartea neamului. Ziua de 1 decembrie marchează piatra angulară a istoriei poporului nostru, ziua care prin semnificația ei ocupă un loc aparte în inimile noastre, în inima fiecărui român. Este sărbătoarea noastră cea mai dragă, este sărbătoarea care ne adună sub tricolor, sub steagul nostru pe care este scris Unirea în cugeți și simțiri. La mulți ani, România, la mulți ani, români! În cadrul prezentării au fost trecute în revistă evenimentele care au precedat actul de la 1 decembrie. Au fost evocate marile personalități politice și culturale care s-au implicat în făurirea României mari, fiind amplu prezentată și adunarea națională de la Alba Iulia, rolul monarhiei în făurirea actului Unirii. Ce înseamnă pentru tine ziua României? O zi în care trebuie să sărbătorim tradițiile, cum am ajuns aici, da, tot ce este important pentru România. Cum ți se par evenimentele organizate de Biblioteca Județeană, la care sunt convinsă că ai mai participat și astăzi, iată, ești aici? Mi se pare că sunt foarte bune din punct de vedere educațional și ne învață lucruri pe care probabil nu le-am știut despre niște, nu știu, lucruri foarte importante. Ce înseamnă pentru tine Ziua Națională a României? Înseamnă foarte mult, pentru că este Ziua Națională a României și sunt mândru că sunt român. În finalul prezentării, elevilor li s-au adresat întrebări legate de marele eveniment de la 1 decembrie 1918, cele mai bune răspunsuri fiind răsplătite cu premii, constând în cărți și diplome oferite de Biblioteca Județeană. Deșteaptă-te, Române, din somnul cel de moarte, în care te-a dâncire, barbarii de tirani, barbarii.